Iată că legile afacerilor are un invitat care tinde să devină quasi permanent. Președintele României, Traian Băsescu, va intra iarăși peste acest spațiu. Peste aproximativ un sfert de oră va ține o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Până atunci, să spun bună seara celor doi invitați și o să intrăm direct în această mini-emisiune. Iarăși avem și noi un președinte în studio, domnul Călin Andrei Zanfirescu, fost președinte al Uniunii Naționale a Barorilor din România între 1999 și 2007, actualmente președinte de onoare al Forului Conducător al Avocaturii Românești, și Oleg Burlacu, managing partner al Casei de Avocatură Burlacu și Asociații. Bună seara, domnilor! Bună seara! Și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această emisiune, chiar dacă cu un spațiu mai mic de legile afacerilor. Tema ediției de astăzi este o temă pe care o vom relua cu siguranță și o vom face pe spațiul de o oră, cât ar fi fost normal. Tema ediției de astăzi este piața de litigii din România. Domnule Zanfirescu, o să încep cu dumneavoastră. Sunteți cunoscut ca unul dintre cei mai buni avocați de litigii din România și specialist pe partea bancară, mai ales din câte știu eu. Spuneți-mi, vă rog frumos, apropo de actuala perioadă pe care o traversează economia și implicit avocatura românească, dacă piața de litigii urmează un trend ascendent sau dimpotrivă? Piața de litigii este în principal suficient de constantă de-a lungul perioadelor de creștere sau de scădere economică. Ceea ce e specific este ponderea care uneori se îndreaptă spre o direcție sau spre o alta. Evident că în timpul creșterii economice, litigiile sunt litigii făcute de către firme prospere. Sunt litigii care, în general, sunt taxate pe respectarea unor obligații contractuale sau legate de o serie întreagă de instituții juridice care se aplică în această perioadă de creștere. Fuziuni, achiziții, planuri de afaceri. În perioada de recrudescență, de criză, piața manifestă la rândul ei, la fel de fidel și în domeniul juridic, aceleași slăbiciuni, respectiv imposibilitatea celor slabi de a rezista factorilor economici potrivnici. Ca atare, avem de-a face de asta dată cu o creștere dramatică, însă din nefericire, a neperformanțelor societăților comerciale, care se exprimă în general în insolvența acestora sub diverse forme. Fie că e vorba de faliment, fie că e vorba de organizare judiciară. Totodată, să spunem, răbdarea pe care unele firme o au, datorită raporturilor tradiționale, bune, cu furnizori, tradițional la rândul lor, se năspresc și nu-și mai permit, chiar în dorința de a-și păstra piețele și furnizorii, să întârzie în executarea propriilor creanțe, pentru că la rândul lor au un credit scump sau nu au credit. Și atunci, evident, urmează o altă creștere semnificativă pe tărâmul executărilor silite, sub diverse forme. Legea oferă, din fericire, în România diverse forme, plecând de la, știu și eu, ordonanța de plată, până la obținerea titlurilor executorii, până la insolvența judiciară, precum și o serie întreagă de forme alternative de dispute și de conflicte, respectiv arbitraj sau mediere. Prin urmare, executarea titlurilor executorii sau obținerea titlurilor executorii în vederea executorilor reprezintă o altă creștere importantă în domeniul juridic și al litigiilor. La fel și externalizarea unor servicii care sunt foarte costisitoare și care de multe ori sunt finanțate prin vânzarea în bloc a unor active potențial greu vandabile cu prețuri extrem de reduse. De asemenea, conflictele în cadrul macroeconomic se mută și în cadrul societății și atunci veți vedea o serie întreagă de litigii de muncă născute din această sărăcie. Prin urmare, o nouă creștere într-un domeniu de regulă mai puțin accesat de litigii, mă refer la cele sindicale, la proteste, ci la raportul de muncă simplu dintre angajat și angajator. Ca avocat litigator foarte cunoscut, proveniți dintr-o societate de avocatură, într-o entitate aflată la vârful acestei piramide a pieței avocaturii, Zanfirescu Racoții Predoi, unde sunteți și partener. În această calitate, spuneți-mi, vă rog frumos, simțiți pe pielea noastră că ce sfătuiți pe managerii români să vină la avocat și încercați să împingeți în, exact cum bine l-ați numit dumneavoastră, căile alternative de evitare a instanței, că se numește mediere sau că se numește arbitraj, sau dimpotrivă managerul român zice nu, domnule avocat, eu vreau să recuperez ce-i de recuperat. Aici este o distanță mare între teorie, și aici mă refer la teorie și la noile reglementări apărute în dreptul pozitiv românesc, privind medierea în principal, și realitate. Căile alternative de soluționare a diferendelor dintre părți, aș putea să spun, poate puțin pesimist, țin mai puțin de modernitatea, elasticitatea și cadrul juridic cât mai adecvat pe care îl oferă societatea și țin mai mult de caracterul
părților care ar trebui să recurgă la ele. Medierea, de pildă, este o instituție care a prins în Statele Unite, în Anglia, în țările de Commonwealth în general, de Common Law. Pe dreptul anglosaxon e mai pliabilă pe dreptul anglosaxon? Pe dreptul de Common Law, pentru că mentalitatea celui care se adesează unui judecător de Common Law, care creează lege și care are un specific cu totul și totul aparte față de dreptul civil european, e diferită de cea a românului, a francezului, a latinului în general și chiar a europeanului. E greu de imaginat de către un comerciant autohton că sfaturi de împăcare ar putea fi date atunci când, de regulă, relațiile dintre părți sunt iremediabil vătămate în plan moral, de multe ori apelându-se chiar la violențe sau la conflicte deschise. Sigur că medierea are rostul ei. În România lucrurile s-au dezvoltat în plan teoretic senzațional. Baroul Dolj a fost cel care în urmă cu vreo 6-7 ani, cu un program făcut cu American Bar Association, a dezvoltat această instituție și a calificat sute de avocați și, mă rog, numai de avocați, ca mediatori. A apărut legea, legea a găsit un teren deja pregătit. Oamenii pot face apel la mediere. Rezultatele sunt însă, după opinia mea, suficient de nesatisfăcătoare pentru început, ceea ce nu trebuie să ne dezarmeze. Însă scepticismul meu nu este decât o expresie a realității. Mi se pare cât privește arbitrajul, lucrurile stau complet altfel. Arbitrajul reprezintă deja o formă calificată de rezolvare a diferendului, nu de încercare de aplanare, de tranzacționare, de negociere, finalizat de multe ori cu înțelegeri între părți, dar care oferă câteva garanții mult mai solide. Întâi și întâi oferă o alternativă la justiția de stat. Și prima alternativă este că, în general, omul își poate alege judecătorul, numindu-și un arbitru de pe o listă, la ora actuală, cred că la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industria României sunt în jur de 80 de persoane pe această listă, poate să aleagă un arbitru care să nu fie pe listă și din afara listei, având garanția cel puțin a unui CV, dacă nu a unei cunoașteri prealabile. Am înțeles. Ceea ce ați făcut este o analiză, este o analiză extrem de pertinentă și de exhaustivă asupra acestei piețe și asta și vreau să aflu. E chiar foarte limitată, nu e exhaustivă, dar mă rog, sigur. Tocmai pentru că această emisiune este limitată. Domnule Oleg Burlacu, managing partner așadar la Burlacu și Asociații, proveniți dintr-o casă de avocatură, să-i spunem medie, fără, mi-asum dacă greșesc acest termen, o casă de avocatură medie, dar cu experiență în litigii și cu un departament de litigii bine dezvoltat. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă împărtășiți opinia domnului Călin Andrizan Firescu în legătură cu un overview asupra acestei piețe, ceea ce a încercat dânsul foarte bine să facă. Categoric, domnul președinte, în mod foarte punctual a pus accent pe ceea ce se întâmplă în piața litigiilor și în general la problemele legate de recuperarea debitelor acum în România. Problema aș dezvolta-o și pe alt aspect. Vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu piața litigiilor, despre litigii în special merge vorba, este că la acest moment într-adevăr, medierea, și din punctul meu de vedere, nu își produce acel efect la care ne-am fi așteptat sau care, pentru care a fost creat sistemul legislativ. Dar, în schimb, s-a conturat din un alt mod de stingere a litigiilor, și anume, în condițiile în care se promovează o anumită acțiune sub o anumită formă, că este de recuperare unui debit sau este o cerere de faliment. S-au conturat niște acorduri prin care agenții economici la acest moment încearcă să găsească o altă modalitate, cei care sunt evident de bună credință și urmăresc să-și debitorii de bună credință, evident merge vorba, care urmăresc stingerea unor debite și datorii prin diferite alte forme, gen compensare cu anumite produse care le-au rămas în magazie. O altă formă stocuri. Este schimbarea stocuri. De stocuri, evident. O altă modalitate este de oferirea unor servicii în contrapartidă, de exemplu, caz concret, fiind în condițiile în care un anumit agent a ridicat o anumită marfă, nu poate plăti, oferă un anumit spațiu pentru închiriere, fiind vorba de o compensare între cele două societăți fără a se mai plăti acea chirie. O altă modalitate face și un fel de cesiune de creanțe.
se pot cesa. Mai degrabă dare în plată, adică stingerea unei obligații în plată, evident, de dare în plată cu acoperirea unor utilaje, care la acest moment renumitele firme de construcții care și-au luat anumite, eu știu, utilaje, macarale și așa mai departe, evident, alea sunt date în operează darea în plată pentru stingerea acestor datorii. Deci toate aceste lucruri clar la acest moment generează un alt mod de a privi lucrurile legat de stingerea acestor drepturi. Domnule Zanfirescu, Lara Zanfirescu, Racu Cipre 2, companie de avocatură pe care o conduceți, există, din câte știu, două grupuri de practică. Un grup de practică de litigi și unul de consultanță. Care este ponderea lor în activitatea firmei? S-a schimbat această pondere urmarea noilor realități economice ale României? Nu aș putea spune că s-a schimbat, aș putea spune numai că, deși am rămas în principal cu același număr de avocați care operează în ambele departamente, încărcarea lor a fost puțin deosebită în ultima vreme, datorită acestui conjuncturi de, nu de creștere, ci de aglomerarea litigiilor în raport de consultanță. Consultanța, în general, lăsând-o pe cea corporatistă în care fiecare firmă are nevoie de o serie întreagă de sfaturi privind modul în care se înființează, se gestionează, e verificată și așa mai departe. În rest, marile afaceri care au nevoie de consultanță, așa cum vă spuneam, fuziunile sau achizițiile, au scăzut ca pondere și, în orice caz, ca valoare certă. Dacă înainte discutam de achiziții ca fiind pași spre dezvoltare, achiziționarea unei firme, dezvoltarea ei, lansarea, capitalizarea, acum achizițiile sunt, de fapt, făcute datorită manierei de a stinge din creanțele pe care le ai într-o manieră, din nefericire, nu lichidă, ci în natură. Și atunci, printre altele, se oferă și achiziționarea unor părți de active ale debitorului pentru a rămâne cu ceva în schimbul debitului pe care nu a putea să-l satisfacă. Deci, iată, una e viziunea achiziție pentru a o dezvolta, una e achiziție pentru a rezista cât de cât bilanțier. Ca urmare, și aici aș putea spune că aș găsi un fel de separare în perioada de că până în octombrie, noiembrie anul trecut și din noiembrie anul încoace, începutul anului, perioada care este mult mai drastică și mai dificilă decât până acum, se constată o creștere a ponderei activității în cadrul litigiilor. Dacă până acum litigiile au alimentat într-un mod mai substanțial de către corporatiști, de către firma de consultanță, acum sunt din ce în ce mai alimentate de firma de consultanță, dar la rândul lor alimentează mai puțin departamentul de consultanță, clientela de la departamentul de litigi. Lucrurile sunt interschimbabile, într-o oarecare măsură s-au putut ameliora, dar pot să vă spun că în acest an este primul când, nesemnificativ, în urma unei discuții de acolo săptămână am făcut o statistică scurtă, primul trimestru acestui an este prima dată când, cu o scădere de 2% la nivelul încasărilor, nu al facturărilor, se confruntă firma cu acest minus. Nesemnificativ, dar este pentru prima dată când trendul nu e ascendent, cum era din 1995 până la zi. Ceea ce înseamnă că așa numitele quasi-certitudini care există în rândul clientelei, care va fi permanent accesată și lucrată de către firmă, a avut o sincopă nesemnificativă. Nu știu cum se va extinde, sau dacă se va extinde, dar este nesemnificativ. E posibil să fie doar o mică întârziere la plata acelor facturi și totuși acei bani să intre și atunci cei 2% să treacă. Poate să fie un accident, s-ar putea să intre o factură poimine care ar putea să acopere și să schimbe statistica. De aia statistica e falsă, dar vreau să vă spun. Sunteți în marja de eroare. Prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Nu e decât, poate niciun semnal de alarmă, dar totuși, încet, încet trebuie să analizăm lucrurile. Era un mare avocat al secolului trecut care spunea că în avocatură nu trebuie nici să speri, nici să disperi, că trebuie să o faci jumătate cu capul, jumătate cu picioarele, două lucruri absolut adevărate până acum, dar în aceeași timp spunea, există o minune inefabilă care îți aduce certitudine acolo unde nu mai e speranță. Există în continuare această rostogolire, pentru că în final, și răspund la ceea ce m-ați întrebat la început, piața serviciilor avocațiale, dacă nu se înconfruntați cu o perioadă de creștere, va fi constantă din punct de vedere al litigiilor, iar dacă perioada de creștere, care va apărea probabil la anii următori, o vom vedea, ea nu va modifica semnificativ piața litigiilor, ci natura litigiilor și modalitatea în care aceste litigi se vor soluționa. Spunea colegul meu, și poate că e bine de subliniat ideea sau de dus mai departe, plecam până în arăta că negocierea are foarte mici, foarte puține succese în România, pentru început.
Această criză învață agentul economic, justițiabilul, să pășească spre o negociere. Pentru că în lipsa formelor clasice de socotire între creditori și debitori, în principal, trebuie găsite forme alternative, forme inventive uneori, neclasificate niciunde, nenumite, și ele nu pot fi născute decât în urma discuțiilor dintre părți. Deci o apropiere, și sărăcia de regulă apropie. Chiar dacă unul e pe poziția celui care are de încasat și altul e pe poziția celui care trebuie să plătească, la rândul lui cel care are de încasat e și el la rândul lui debitorul altcuiva. Și atunci veți vedea, e cazul marilor societăți care nu vor fi solicitate niciodată în insolvență, deși au credite, debite enorme la stat, impozite, TVA, accize, au debite enorme la bănci. Nimeni nu vrea să înceapă un proces de desocotire care se va termina întotdeauna catastrofic. Toată lumea are acum înțelepciunea pe care în perioada de avânt nu o au, de a aștepta, de a temporiza, de a-ți ajuta debitorul, pentru că în final el e singur care te poate satisface. Este exact ceea ce spunea domnul Mulacu. E vorba și de mentalitate aici, pentru că practic, din ce înțeleg din cuvintele noastre, managerul român nu că înțelege mai bine decât acum un an, când a zis acel T0 din octombrie-noiembrie anul trecut. Ne întrerupem pentru că mergem la Palatul Cotroceni, conferință de presă, Traian Băsescu.